Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou meci din Rocket League. Jucăm împreună cu Alin. Rocket League. Tactica mea și a lui Alin, probabil o știți, este eu plec, el rămâne tot timpul. Facem cu schimbul și spre poartă, facem cu schimbul și în atac. Ups, am sărit pe subminge, nu e nimic, ne dăm pe spate. Vine Alin, vine Alin, s-o blochează. Sigur că vine Alin. Ah, nu mi-a reușit. S-o dau la poartă. Nu-i nimic. Haide, haide. Haide, mă. Dă-i Alin. Așa, Alin. Am încredere totală în Alin. Tot timpul Alin. Alin lovește mingea tot timpul. Eu mă duc acum spre poartă. Ăștia vin în forță. Nu se poate așa ceva. Ha, ăștia râd de noi pe chat acum. Da. Deci am ratat așa de absolut inexplicabil. De fapt, na, e explicabil că nu o să pun portar bun. E explicabil totuși. Da, m-a distrus, dar golul se va pune. Da, s-a pus golul, am dat gol. Deci, ce sacrificiu mare am făcut. Mi-am distrus mașina pentru acest gol. Vă dați seama ce sacrificiu am făcut? Am stricat o mașină pentru un gol. Haide, Aline, că am făcut un... Mamă, ce 1-2 făceam cu Aline dacă reușea să atingă acea minge. Mamă, nu cred, ce 1-2 frumos era. Deci dacă ar fi reușit Alin să atingă acea minge, era absolut extraordinar gol, deci nu cred cum am putut să ratez. Haide, Alin, că ți-o pun la șut. Da, nu. Ba, e golul meu. Great pass. Am dat gol. Am dat gol. E minunat. Să-i dăm băt... Au, a plecat și Alin. Bun, bun, Alin, bravo, Aline. Haide, 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 bag-o la poartă. Nu cred... Mamă, cum a ratat mingea aia. Haide, băi, Aline, bag-o în poartă. Nu reușește nici Alin să bage în poartă. Deci nu cred cum a ratat așa mingea. Extraordinar, domne. Haide, Aline. N-are rost să mă mai retrag, știu că vei lovi acea minge. Haide, haide, haide. Huia! 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 Bravo, Aline, ai scos mingea. Și acum e rândul meu. Ah, n-am boost, dacă aveam boost, deja plecam pe contraatac. Huia! Nu, nu mi-a reușit. Am să dau un gol. Cu 200 de km la oră. Alin, mingea e pășut, nu dau, să dau cumva tine. Huia! N-am reușit, ah, am vrut să prind colțul, așa frumos. Să o bag în vinclu, în partea opusă. La colțul, nu, huia! Nu, nu mi-a reușit. Haide, haide. Mamă, și-a dat-o la peste mine. M-a lobat, nu-i nimic. Haide, Aline. Eu vin. Nu, nu vin. Haide, facem un drift, raliu. Și eu. Da, ne-a mai luat un gol, e 2 la 2. Nu o problemă, Aline, nicio problemă. Mai avem încă 1 minut și 41 de secunde. La dispoziție pentru a marca golul victoriei. Ups, Aline, am crezut că pleci. Aline! Aline, haide! Bun, Aline! Nu, nu, nu! Da, au marcat ei golul victoriei. Am zis că îl vom marca noi, dar au marcat ei.
Sorry, trebuia să plec la început în forță, dar nu știu de ce m-am dat pe spate. Și m-am dat pe spate, chiar m-am dat pe spate. Deci, dragi prieteni, eu o să postez acest episod, chiar dacă vom pierde. Eu o să postez acest episod pentru că este un episod frumos, chiar dacă pierde, na, nu e o problemă chiar atât de mare că am pierdut. Am pierdut, asta e, se mai întâmplă și la case mai mari să pierzi un match, deci nu e o tragedie. Vom încerca totuși să câștigăm, dacă am putea să câștigăm, ar fi absolut minunat. Alina a dat un gol, nice shot. Mai avem un gol de marcat pentru a merge în overtime. Și în overtime sperăm să câștigăm, să facem, haide să nu mai luăm gol. Ne propunem să nu mai luăm gol. Da. Să vedem dacă vom reuși. Aline, fugi în poartă, fugi în poartă, fugi în poartă. Bun, bun, Aline. Bun, Aline. Oulala, nu, nu e bun. Am scos acea minge de pe traiectoria asta. Mă, nu mă numiese această săritură din aer. Nu, nu cred că ne, nu, nu ne luăm gol. Bun, mai avem încă un minut. Am crezut că dă pe poartă tipul. Dar nu, n-a dat pe poartă. Și da, e golul meu. E golul meu. Este, tată, da, e golul meu. Bine, boss. I-am egalat. Bun, acum mai avem 38 de secunde cu o speranță de a da un gol sau cel puțin de a nu primi un gol. Aline, te-ai dus tu, am plecat și eu. Ai vrut să-mi furi boost-ul? Hai la șut, hai la șut, hai la șut. Ah, dacă sărea mingea aia peste el, ce bine era. Bun, Alin, bun, bun. No, ah, no. Bravo, Aline! Probabil, deci câștigăm acest meci. Da. Câștigăm acest meci. Haide, haide să câștigăm. Haide, dă-i, dă-i, dă-i bătaie. Să nu ne luăm gol acum, în 13 secunde. Aline, fugi în port. A dat de două ori în transversală. Și eu am ratat mingea. Și tipul o dă, dau în el să-l mișc. Haide, cad. Bine, am câștigat. Da, 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 am câștigat, am câștigat, am câștigat. Nu vă mirați de rancul meu. Eu pierd foarte multe meciuri când joc singur. Deci chiar nu vă mirați. Haide să mai jucăm încă un meci. Deci, haide, na, deci nu avem adversari previzi, deci de cât timp caută, nu avem adversari, noi suntem cei mai buni jucători de, din lume la acest joc. Ce, nimeni nu joacă cu noi. Uite că s-au găsit doi voinici, se pare, care vor să joace cu noi. Băieții, cred că vor bătaie. Dar eu un veteran și un pro. Alin, dacă nu știi de veteran, eu am făcut veteran, dar sunt un... nu mai știu cum e începător, dar sunt un începător, deci am veteran doar din pricina celor meciuri, celor foarte multe meciuri jucate, ca să zic așa. Dar Alin e veteran cu acte în regulă. Da, deci am câștigat primul meci, dar ăsta am început direct de la 0-1. Zice nou problem, dar de ce ar fi o problemă când au 1-0? Bună întrebare, totuși. Au, Aline, ai plecat tu. Era. Da, nu-i nimeni la poartă, să o bagem poartă. Aline, lovește așa minge, nu? Da, o lovește, Aline, cum să nu lovească. O, nu cred că e gol. Bă, nenorocitule, mi-a scos golul. Oh, trebuia să mă dau mai în față.
Oricum sunt supărat pe el, cred că ăsta a fost cel care m-a scos golul. Deci cum a avut curaj să-mi scoate el mie golul? Era un gol absolut minunat și el mi l-a scos. Bun, nu mi-a reușit nici această înălțare la ceruri. Chiar deloc. Da, da. Asta e a mea, tată. O vreau direct în poartă. Da, o vreau direct în poartă, ce mai? A, bravo, Aline, ai făcut acolo un tiki-taka, te-ai învârtit, i-ai dus pe fentă. S-a dus pe fentă, Aline i-a fentat, credea că va lovi minge, n-a lovit-o. Eu, 1-1 scorul, e ok. Barcelona cu Real Madrid, 1-1, minutul 3. Alin mai dă un gol acum. A, nu mă, cum se scoate la golul? Haide, Alin, împinge o poartă de undeva. Dar n-ai de unde, din poziția aia n-ai cum să o bagi în poartă. Dar din poziția asta o băgăm noi, Alin. Da, e golul meu, du-te. Nu, e golul Alin. Bun, credeam că va fi golul meu, dar nu. Se pare că n-a fost. Ai, got it. Să face totul ca la carte. Haide, haide, haide. Huia! Am lovit această minge. Nu, să nu ai curaj să dai spre poarta noastră. Bă, 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 ce faci? Nu! Ia la gol. Ops. Am fost aproape, cred să o scot. Hai să vedem pe reloare. Cred că am fost destul de aproape. A, nu, trebuia să sar mai repede. Ceva mi-a lipsit, nu știam ce mi-a lipsit, dar de fapt mi-a lipsit viteza de reacție. Bravo, Aline. Haide, lovește. Bravo, boss. Plecat Alin. Să se lupte cu acea minge. Lasă-o la mine, Aline. Da, nu, nu vrea să mi-o lasă mie. Nu, acum Aline, haide. Aline. Where are you? Aline, unde ești, Aline? Credeam că vei veni să lovești acea minge, dar n-ai venit. Nu te mă de aici. Deci eu fac foarte multe faulturi tactice. Deci toate faulturile pe care le fac sunt tactice. Deci îi împing pe ăștia de... N-ai văzut așa ceva. O, ce gol! Nu cred! Nu cred, ce gol! Wow, ce gol am dat! 4-2. Deci e clar, câștigăm acest meci fără bătărica. Deci nu ne batem la cap. Ce bine că am venit, am lovit acea minge, am boxat acea minge. Du-te, mă, să nu mai dai goluri din astea, mă. Haide, Aline, unde ești? Aline, ești în poartă? Nu, Aline nu-i în poartă, Aline acum vine. Bravo, Aline. Săraca mașinuță, câte lovituri și-a încasat, scuze, Aline. Dăm rapid frână, dăm cu spatele, suntem șoferi. Bă, dacă atingeam acea minge, era un gol absolut minunat. Dar n-am atins-o, bineînțeles, dacă o atingeam, am zis dacă. Deci dacă o atingeam, era un gol absolut minunat, dar n-am atins-o, normal, n-am atins-o. Ups, ups, ups. Do, bă, ce faci? Am vrut să dau boost cu spatele. E când a fost boost, mă bag automat în față. Scriem așa, no problem, la vrăjală, pentru că și ei ne-au zis no problem când am luat primul gol.
Eu nu știu, deci eu nu sunt alin, eu nu știu să mă înalț așa frumos să apăr mingea. Oricum, mai avem 40 de secunde și avem un gol pe tabela de marcaj. În avantaj. Suntem în avantaj, dar așa, prieteni, suntem în avantaj, ce mai. Lovim aceste mingi acum, deci le dăm spre poarta. Mă, de el sărea băiatul. Probabil ar fi fost un gol. Cât se poate de frumos. Nu, nu e pe poartă, nu îmi spune că e pe poartă. Aline, ce faci? Uam, Aline, a crezut că ne dai gol nouă. Am crezut că ne dai gol nouă, Aline. 1-0 și da, am câștigat. Bun, dragi prieteni, acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, am câștigat 2 meciuri, am luat și MVP. Deci am fost cel mai bun de pe teren. Până data viitoare, eu am fost Cătălin, vă salut, toate cele bune, ciao, ciao.